Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Un măgar și doi ponei au oprit trenul Oradea Cluj. Deci din România. Da. Deci, practic, măgarii încurcă și traficul feroviar, nu doar pe cel rutier. Sâmbătă, doi ponei și un măgar s-au pus pe șinele de tren în zona Șuncuiuș și au refuzat să plece. Băi, acum, în localitatea, zona asta, localitatea Șuncuiuș. Șuncuiuș este oare un tip de șuncă? Așa sună. Da. Deci, mâncăm o șuncuță sau un șuncuiuș? Știi că acolo zic șuncă la, practic, slănina aia, slăninuță, puțină carne. Kaiserul, un pic. Că eu am învățat șuncă de, da, aici, în București. Uh-huh. Șuncă de aia, gen... De Praga. Da. Aia numai carne, fără grăsime. Da. 80% carne, cum scrie. Exact. Păi, eu nu înțeleg asta. Zici că minimum 80% carne. Serios? Asta, și restul? Chiar, da, asta mă bagă la bănuieli serios de tot. Adică nu m-aș băga. Deci Șuncuiuș, am zis, a fost oprită o cursă, era un tren privat, Oradea Cluj-Napoca, cei doi ponei și măgarul au fost observați din timp de mecanicul de locomotivă, care, zice gazetarul de la ei, Bihoreanu, a claxonat pentru a-i speria. Îți dai seama dacă a avut timp să oprească dita mai trenul? Da. Că abia se mișca? Asta e un avantaj în viteza redusă de pe linile ferate românești. Da, da. Doamne ferește. Știi care mi se pare mie măgăria? Că măgarul ăla a implicat și doi ponei cu el, știi? Că eu, sunt convins că măgăria e la el. Deci ce copii... De ce a luat și pe ponei cu el? De unde veneau ponei? M-am uitat pe imagini, că am zis, nu sunt ponei, sunt niște cai mai... M-au mâncat mai mici. Sunt chiar, da, sunt... Măgarul e puțin mai mare decât cai. Deci cai sunt ponei, sunt niște căluți mici. Dar există ponei maidanezi? Asta întreb. Deci ce copil bogat plânge acum că i-au plecat, i-au fugit ponei de acasă? O dată. Doi. Poate sunt ponei maidanezi, vorba lui Luca. Ponei maidanezi, nu m-aș fi gândit niciodată. Sau poate cum sunt strângătorii de fiare vechi care merg cu căruța pe drumurile naționale și au cai. Poate există și strângători de fier vechi mici. Mic. Și au o căruță mică și strâng numai așa pe piulițe, olți și ruburi. Da, și așa numitele negrese. Orice meșter știe... Holșurubările alea negre. Dar și mie 10 negrese. Da. Asta e. Deci ponei, nu știu de unde fiind ponei. Ăștia, deci s-au oprit cu trenul, mecanicul a claxonat. Și de ce s-au înturat cu măgarul? Adică se înțeleg cu măgarii, da, sau... Și, da, asta, știi, când v-ați înhăitat cu măgarul ăla. Da. Loazelor. Voi erați doi ponei ca lumea. Da. Eu vă trag la iarbă verde, voi umblați cu măgarul. Pe șină? Pe șină. Cum vă duceți pe șină, halul ăsta? Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.